Ce înseamnă pentru dumneavoastră, doamna Podașcă, a fi de stânga? Pot să vă răspund în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru Egalitate de Șanse, dar aș prefera să vă răspund în calitate de simplu membru de partid. A fi de stânga înseamnă, în primul rând, să fii apropiat de oameni și să fii apropiat de nevoile lor. Și am încercat să fac acest lucru în 3 ani de mandat de când sunt parlamentar, prin acțiunile sociale în care m-am implicat, atât eu, cât și organizația de tineret al sectorului 3 pe care o conduc. Asta însemnând acțiuni sociale în centrele pentru copii, acțiuni sociale în centrele pentru bătrâni. Aceasta e o perspectivă. A doua perspectivă, nu întâmplător am menționat că sunt vicepreședinte al Comisiei de Egalitate de Șanse, egalitate de șanse este un fundament al ideologiei de stânga. Aceea de a le da tuturor posibilitatea, indiferent de mediu sau contextul în care provin, să aibă aceeași șanse de a reuși în viață. Cred că este un lucru esențial și fundamental pentru doctrina de stânga. O să vă pun o întrebare așa, da, foarte sincer dacă răspundeți. Ați fost la Consiliul Național PSD. Da. Multe consilii naționale PSD am făcut la rândul meu, în calitate de ziarist, evident. Și de fiecare dată m-am uitat la parcul auto. Nu doar la PSD. Și la PDL, și la PNL. Când vă uitați la parcul auto, cei care vin cu mașinile acolo, la Consiliul Național și le pun în parcare, aveți senzația că intrați într-un partid de stânga? Că urmează ședința unui partid de stânga? Eu nu cred că poți aprecia un membru dacă e mai mult de stânga sau mai mult de dreapta în funcție de mașina pe care o conduce sau de marca acelei mașini. Credeți? Să fim sinceri. Spune multe. Da, când le vezi așa toate la un loc, când vezi toate limuzinele și bolizii la un loc, adunate toate grămadă și vezi baronii, baroneții, liderii, liderașii din țară făcând concurs de limuzine. Aceasta este o modalitate personală de a o prezenta, nu sunt de acord cu ea. Repet, eu cred că oamenii ar trebui să se uite mai mult la proiectele pe care le faci, la modul în care încerci să vii în ajutorul lor decât la mașina pe care o conduci. Acolo știți ce se vede? Corupția și goliciunea ideologică. Nimic altceva. Doar asta îmi vorbiți convinsă de valorile stângii și n-am niciun motiv să nu vă cred, că n-ați crede în ele. Dar mă așteptam să răspundeți sincer. Ce vedeți când vă uitați la parcul auto al propriului partid? Nu pot să vă spun decât că văd niște oameni realizați. Că au luat acele mașini și le-au cumpărat. Cum? Prin forțele proprii, prin munca lor. Fiind angajați la stat majoritate. Că dacă nu cunosc acest lucru. Vedem că sunt șef de consilii. Nu cred că putem să facem o analiză, spunem câți dintre membrii PSD sunt angajați sau nu la stat. Să știți că sunt suficienți membrii PNL care sunt angajați la stat și nu ne uităm la mașinile PNL-ului. Poate putem să facem acest exercițiu. Noi ne-am uitat. Noi la Hot News ne-am uitat, dar acolo știți cum e. Ăia măcar să declară oameni de afaceri. Dar asta înseamnă să fii om de dreapta, să poți să-ți permiți ultimul model al mașinii? Nu, dar ce înseamnă să fii om de stânga? Haideți să ne întoarcem la discuție. Păi, tocmai v-am explicat ce înseamnă să fii om de stânga. Să poți să te raportezi și să vii în sprijinul oamenilor din jurul tău, nu? Și să poți să le converi prin politicile. Eu vă spun în calitate de parlamentar. Prin politicile pe care eu le fac, să poți să le oferi tuturor aceeași șansă. Da, indiferent că vorbesc de copiii din instituții, că vorbesc de bătrâni, de cei cu dizabilități, să poți să le oferi această șansă de a se dezvolta normal într-o civilizație, într-o societate civilizată. Iar partidul din care faceți parte, la rândul lui, cred că trebuie să arate mai multe decență. Aceasta e o caracteristică pentru întreaga clasă politică. Așa e, dar extrapolând, să știți că nu scăpați de semnul de întrebare pus de pe partid. Să știți că acuzându-i pe toți că sunt la fel, ceea ce în parte e adevărat. Asta nu vă absolvă pe dumneavoastră ca partid de semnul de întrebare ridicat de cetățeni atunci când se uită la luxul și la bogăția afișată de foarte mulți dintre liderii dumneavoastră. Dar cum putem noi să sperăm că va apărea o nouă clasă politică, una care într-adevăr urmărește strict interesul oamenilor care l-au trimis în Parlament, dacă rămânem închisați în această idee a generalizării, că toți sunt la fel? Vă spun eu, nu avem cum. Adică trebuie să încercăm să ieșim din paradigma asta a generalizării. Toți politicienii sunt corupți, toți politicienii fură. Nu! Nu toți politicienii sunt corupți, nu toți politicienii fură.
Important este ca cetățenii, timp de 4 ani de zile, și am încheiat, să-și dea seama care sunt acei cetățeni, care au reușit să le reprezinte interesele și să-i voteze în continuare. Atunci încercați să vă delimitați de ei, nu să le găsiți scuze sau să... Adică, simplu, încercați să vă delimitați de ei. Dacă sunt politicieni, cum spuneți, onești și curați, ne-am bucurat să-i auzim vorbind altfel. Aceste modificări la statut arată, în primul rând, că noi am înțeles mesajul alegătorilor, în al doilea rând, că avem toleranță zero față de corupți și, în al treilea rând, da, ne delimităm de cei care ne-au făcut rău. Și, în fine, doamna Podașca, spuneți în 2-3 proiecte pe care le veți urmări în cariera dumneavoastră politică, pe care și noi să le putem urmări, să vedem dacă le realizați sau nu. Păi la ce țineți cel mai mult? Pot să vă dau exemplu a 2 proiecte pe care deja am reușit să le implementez timp de 2 ani de mandat. Primul este cel legat de o modificare la legea privind drepturile copiilor. Este o prevedere elaborată în parteneriat cu UNICEF-ul, care prevede copiii sub 3 ani să nu mai fie instituționalizați. Asta înseamnă că toți copiii sub 3 ani care se află în instituții, în orfelinate, să poată beneficia fie de asistent maternal, fie de o familie substitutivă. Adică trebuie să scoatem acei copii din instituții. Acesta e un prim proiect la care țin foarte mult. Să știți că și România, dacă facem o raportare a României la celelalte țări din Uniunea Europeană, o să vedeți că prin acest proiect a reușit să crească foarte mult. Al doilea proiect pe care asupra căruia m-am concentrat este cel legat de modificarea legii autismului. Și noi avem o mare problemă, pentru că autismul în România este tratat necorespunzător. Până acum câțiva ani, autismul era încadrat drept schizofrenie. Am reușit, prin discuțiile cu ministerul, să modificăm și să avem o încadrare, în primul rând, corespunzătoare, cu tulburare de spectru autism, în primul rând, și, în al doilea rând, să găsim un tratament corespunzător pentru tulburare de spectru autism și nu pentru schizofrenie. Dacă ar fi să vă spun lucru de care sunt cel mai mândră în acest mandat, este acela că am reușit un parteneriat și un dialog foarte bun cu ONG-urile. Pentru că aceste inițiative nu sunt ale mele personale, sunt inițiative care s-au dezvoltat în urma dialogului cu societatea civilă. Indiferent că vorbesc de UNICEF, că vorbesc de ONG-urile care s-au preocupat de problema autismului, că vorbesc de ONG-urile cu care am lucrat pentru elaborarea legilor electorale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! We'll be right back.